La centrul intermodal de transport de pe Calea Eroilor vor fi instalate 3 stații electrice de încărcare, care vor da verde inaugurării oficiale a obiectivului de investiții. Suntem pe ultima sută de metri cu finalizarea acestei lucrări. Probabil în primele zile după sărbătorile pascale va fi convocată și comisia de recepție. Mai sunt câteva lucrări de executat, în sensul în care e nevoie de amenajarea unui mic trotuar pe Calea Eroilor, e nevoie de amenajarea trecerii de pietoni spre Parcul Crâng. Acolo avizul poliției rutiere a fost condiționat de amenajarea unei treceri de pietoni supraînălțate, pentru că se circulă cu viteză pe Calea Eroilor, o trecere de pietoni supraînălțată care va fi, în apropierea căreia vor fi amplasate și limitatoare de viteză. Amenajarea unei treceri de pietoni supraînălțată a fost programată pentru săptămâna viitoare, când în a doua zi de Paști va avea loc și o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Județean pentru mutarea autogării. Serviciul de transport pentru a stabili detaliile privind mutarea autogării de la Piața Săracă în noul centru intermodal. Ei ne vor prezenta, să spunem, toate dotările necesare și toate avizele pe care trebuie să le obținem în vederea autorizării acestei autogări, astfel încât în momentul recepției să putem fi în măsură să mutăm și autogara de la Piața Săracă. Asta se va întâmpla în acest mandat. Se va întâmpla imediat în prima sau a doua săptămână după sărbătorile de Paști, pentru că fiind și aceste zile libere, vă dați seama că pentru comisia de recepție e nevoie și de convocarea altor instituții ale statului, astfel încât vrem să ne asigurăm că totul este în regulă în momentul în care va fi redeschis centrul intermodal. În centrul intermodal vor avea capăt de linie și câteva trasee ale societății Transbus, dar și unele curse județene de transport în comun. Tot în perioada următoare vor fi instalate și 3 stații electrice de încărcare, 2 pentru autobuze și 1 pentru autoturisme.